eu, ca ministru de finanțe, sunt obligat să mă asigur că fiecare român în parte își primește la momentul la care trebuie să-și primească pensia și într-un cuantum cât mai mare. Asta este logica și obligația mea. Păi dacă aceasta este logica și obligația, domnule ministru, de ce a scăzut procentual contribuția la pilonul 2? Uitați-vă pe sumă, că suma este aceeași. Nu, suma nu este aceeași. Ba da, suma este aceeași. Nu, aceeași. Putem să facem, dacă vreți, împreună un calcul. 3,75 cu 5,1, dacă de acolo spuneți asta că a scăzut față de ce era, ca sumă este la fel. Nu, nu este. Eu să vă dau, o să vedeți. O să vă pot spune așa, era 5,1%, da? La un salariu, să spunem, de brut, de 100 de lei. Nu s-au transferat contribuțiile? Dați-mi voie. Deci, înainte de a se transfera contribuțiile, era 5,1%, să presupunem la un salariu de 100 de lei, însemna 5 lei și 10 bani. Da? După transferarea contribuțiilor, salariul de 100 de lei a crescut în teorie și a ajuns la 120 de lei. 3,75 din 120 înseamnă 4,5 lei, față de 5,1 lei cât era contribuția în valoare netă, suma virată la pilonul 2 înainte de transferarea contribuțiilor. Deci este o diferență netă. Bun, eu v-am spus, eu o să vă dau cifre ca să vedem cifrele clare pe tot, pe ansamblu, pe buget.